sfat de bricolaj, unelte care vi se par aiurea pentru că le veți folosi foarte, foarte rar, dar care e bine să le aveți. Pentru că în momentul în care aveți nevoie de ele, vă economisesc foarte, foarte multă muncă. Asta este un înșurubător la 90 de grade. Se pune pe filetantă și pot să înfiletez ceva la 90 de grade. Este o porcărie, costă între 30-50, asta este de val 90 de lei, dar nu știu, sta aici în magazin, l-am luat și l-am folosit de 3-4 ori fix în situații de genul ăsta. Adică m-am dus și l-am luat pentru că eram în situația în care aveam de ales între o oră de muncă sau să folosesc chestia asta. Și am spus, bă, mă duc să dau 100 de lei pe ăsta. Mă rog, am dat mai mult pentru că nu aveam altă variantă în secunda, dacă stăteam să comand de pe net, luam pe ăla de 30 de lei. Și a stat aruncat în magazie, unde sunt acum, foarte mult timp. La fel, peste 3 luni sau peste 2 săptămâni am avut iar nevoie de el, iar foarte, foarte bun. Nu e o unealtă pe care o folosesc frecvent, dar este o unealtă foarte, foarte bună. Ăsta este un prelungitor. Deci am nevoie să prelungesc, să înșurubez undeva. L-am luat pentru că aveam nevoie să înșurubez în spatele unui gard, să înșurubez prin gard. Era un gard ăsta de sârmă și am băgat prin gard cu filetanta și practic, deci, ca să înțelegeți, în loc să am atâta spațiu de filetare, am atâta acum. Și foarte bun și foarte util. La fel, ăsta a fost foarte ieftin, a ieșit de firmă. Cui pasă. La fel, tot în situația asta, chestia asta, care este o chestie de înșurubat, tot la fel, așa, și când vrei să înșurubezi în tot felul de poziții, aiurea. Este o porcărie, vreo, nu știu, 20 de lei, 30 de lei, dar tot la fel. Este foarte utilă. Ideea generală este asta. E bine să vă luați unelte care vă economisesc timp, chiar dacă nu le folosiți frecvent. Nu înseamnă că trebuie să dați foarte mulți bani pe ele, dar gândiți-vă uneori că vă economisesc timp și e bine să le luați.